Ninge, Pâine și Circ, guvernul PAS a identificat 3 oficiali pe care îi consideră vinoveți de criza energetică. Astfel, ministrului energiei Victor Parlicov, directorului general al Energocom Victor Bânzar și membrului Consiliului de Observatori al Moldova Gaz Sergiu Tofilat, li s-a cerut să-și părăsească fotoliile. Anunțul a fost făcut într-o intervenție surprinzătoare a premierului Dorin Recean, care va prelua temporar fotoliul de ministru al energiei și care va propune instituirea unei situații de urgență în domeniu începând cu 16 decembrie. Asta deși în cel mai recent raport cu privire la situația din Republica Moldova, grupul statelor împotriva corupției a Consiliului Europei își exprimau îngrijorarea cu privire la faptul că țara noastră adoptă prea des legi în regim de urgență. Vreau să anunț că am solicitat demisia a 3 persoane în legătură cu situația din sectorul energetic al Republicii Moldova. Am solicitat demisia domnului ministru Victor Parlicov pentru că el este responsabil și era responsabil de gestiunea sectorului energetic și a admis greșeli care ne-au adus în situații de criză. Am solicitat și demisia directorului general Energocom, Victor Bânzare. Compania nu a achiziționat gaze atunci când a fost posibil, ascunzându-se în spatele unor proceduri birocratice. În felul acesta, ei nu au reușit să asigure necesarul pentru perioada de iarnă la cele mai avantajoase prețuri. Am solicitat și demisia domnului Sergiu Tofilat din funcția de membru al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz. Domnul Tofilat, chiar dacă nu avea competență, totuși a blocat cumpărarea de gaze de către instituțiile responsabile atunci când era cel mai convenabil. Am solicitat Agenției Proprietăți Publice să convoace cât mai repede Consiliul de Observatori pentru a numi un nou membru Adunarea Generală a Acționarilor pentru a numi un nou membru al Consiliului de Observatori. Aceste persoane fie au blocat, fie nu au acționat la momentul potrivit pentru a achiziționa gaz la cel mai convenabil preț. Până la identificarea unui nou ministru al energiei, anume eu voi prelua portofoliul de ministru al energiei și voi coordona gestionarea acestui sector important al țării. După cum am spus, avem în față un sezon de iarnă dificil, cu multe riscuri și am decis să cer Parlamentului să instituim starea de urgență în energetică, începând cu 16 decembrie, până la depășirea situației legate de alimentarea cu gaz a cetățenilor noștri, inclusiv a celor din regiunea transnistreană. Dar și, foarte important, pentru a gestiona eventualele consecințe ale crizei și pentru asigurarea cu electricitate atât a cetățenilor de pe malul drept, în mod special a cetățenilor de pe malul drept al Nistrului. Motivul creșterii insinuărilor rusofobe în Moldova este legat de începutul sezonului rece, pentru care autoritățile nu au pregătit țara. Astfel a comentat reprezentanta oficială a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, recentele declarații ale președintelui și prim-ministrului Republicii Moldova cu privire la presupusa influența a Rusiei asupra alegerilor prezidențiale, referendumului și alte procese interne din țară. Ea a subliniat că autoritățile moldovenești nu au prezentat niciun fel de dovezi, menționând că acest lucru nu a fost făcut, deoarece astfel de probe nu există. Причина всплеска русофобских инсинуаций проста. Я бы сказала, чиста. Motivul pentru care au explodat insinuările rusofobe este simplu. Aș zice că este clar ca bună ziua. De ce spun asta? Pentru că începe sezonul de încălzire în Moldova, iar situația s-a dovedit a fi extrem de dificilă. Autoritățile încearcă cu orice preț să se eschiveze de responsabilitate, ascunzând propriile greșeli și dând vina pe presupusele ingerințe ale Rusiei. Desigur, organizarea paradei LGBT nu este același lucru cu pregătirea țării pentru iarnă. Înțeleg perfect acest lucru. Într-adevăr, principalele eforturi ale regimului Sandu au fost direcționate spre promovarea valorilor occidentale.
Я все это прекрасно понимаю, ведь основные усилия режима Санду были направлены именно на это, на внедрение западных ценностей. Мария Захарова a menționat că începând cu 1 decembrie, Moldova, tarifele la gaz pentru consumatori au crescut cu 27,6% și se așteaptă ca în urma acestor majorări să crească și prețurile la energie electrică. Toate acestea au loc pe fondul creșterii nivelului de sărăcie din țară, care, conform unor organizații neguvernamentale, a atins cele mai ridicate cote din ultimii 10 ani, 31,6%. Adăugat, Zaharova și-a tras atenția asupra problemelor grave cu care se confruntă țara noastră în domeniul macroeconomic. В опубликованном на днях проекте госбюджета Молдавии на 25 год. În proiectul bugetului de stat al Republicii Moldova pentru anul 2025, publicat recent, se prevede un deficit de aproximativ 730 de milioane de dolari, o sumă colosală. În lipsa resurselor proprii, acest deficit va fi evident acoperit prin noi împrumuturi de la Uniunea Europeană și femeie. Cine le va rambursa? Răspunsul este la fel de simplu. Generațiile viitoare de moldoveni. Acesta este jugul pe care Maia Sandu îl struiește cu atâta fanatism. Această situație este confirmată de prognozele Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, conform cărora datoria publică va atinge 7,5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025. Gândiți-vă puțin, această sumă este enormă pentru o țară cu o populație de doar 3 milioane de oameni. Cifra este pur și simplu catastrofală. Este și de la strani cu населением 3 milioane de человек. Este cifra catastrofică. Potrivit Mariei Zaharova, Chișinău, la cheremul sponsorilor occidentali, continuă să urmeze o politică ruptă de realitate. Ea a dat-o drept exemplu pe președinta Maia Sandu, despre care a afirmat că este mai interesată de ceea ce se întâmplă în afara țării decât de problemele interne. Este semnificativ faptul că șefa statului, mă refer la Maia Sandu, preferă să se țină departe de problemele economice. Ea evită jurnaliștii și nu răspunde la întrebări, întrebări care totuși sunt adresate și, în primul rând, despre prețul gazului. După cum subliniază opoziția moldovenească, prioritățile ei sunt altele, să facă campanie electorală și să voteze la alegerile prezidențiale și parlamentare din România ei natală și, bineînțeles, să sprijine protestele din Georgia. Asta este grija ei. Potrivit Mariei Zaharova, un exemplu clar al preocupării Maia Sandu pentru orice altă țară în afara de Moldova este premiul acordat de Fundația Bertelsmann în valoare de 100.000 de euro pentru angajamentul exemplar în apărarea și promovarea democrației. Și asta în condițiile în care, conform declarațiilor reprezentantei oficiale a Ministerului Rus de Externe, în Moldova a avut loc o curățare totală a spațiului informațional de mijloacele de informare masă de opoziție și de presa în limba rusă. Iar hărțuirea opoziției a devenit cartea de vizită a regimului Sandu. Niciun reprezentant al autorităților din Moldova nu a comentat aceste afirmații. Cine se face vinovat pentru situația din domeniul energetic în care ne aflăm și în care ne mai putem pomeni de acum încolo? Din punctul meu de vedere, responsabil de situația în care am ajuns este actualul premier, care încă în septembrie ne-a promis că tarifele la gaz nu vor fi majorate. Ne-a dat atunci de înțeles că premierul este implicat în proces, este informat și se întreprind măsuri. Astăzi, prim-ministrul s-a retras din această situație și s-a încercat să se simuleze niște înregistrări audio. De ce zic similare? Pentru că sectorul energetic practic este cel mai important din punct de vedere socioeconomic și chiar în vremuri mai calme, guvernul este foarte implicat în acest proces și faptul că se spune că responsabilitatea pentru procesele și problemele din zonă revine operatorilor este complet nedrept. Va răspunde cineva dintre funcționari pentru situația creată? După așa numita reorganizare, repornirea conducerii care a fost după alegerile prezidențiale, în urma cărora a plecat domnul Spânu, Vladimir Bolea și-a schimbat funcția și au apărut 1-2 miniștri, eu nu cred că vor fi careva schimbări, pentru că actuala guvernare ne-a arătat în principiu că le este indiferent de ce gândim despre ei. Unele voci spun că a existat și încă mai este posibilitatea de a negocia cu Ucraina privind tranzitul gazului. De ce nu se întâmplă acest lucru? Sau poate negocierile au loc deja, dar noi nu cunoaștem.
De obicei, astfel de întrebări se rezolvă cu mult timp înainte de criză. Dacă noi ajungem la criză, asta înseamnă că este un semn că am greșit. Noi foarte mult ne-am folosit, conducerea țării a folosit tema energetică ca una politică, agresivă și au fost foarte multe declarații dezbinătoare. Astăzi mă îndoiesc că cineva din Ucraina va asculta de liderii noștri, dar în orice caz, dacă vorbim despre un guvern matur, ar trebui să aibă întotdeauna alternative. Ministrul și prim-ministrul sunt obligați în astfel de cazuri să aibă careva alternative pentru livrarea gazelor. Dar problema de astăzi nu este doar dacă gazul va fi livrat sau nu, ci mi se pare că cea mai mare problemă este costul, direct costul. Ce rost are să asigurăm țara cu gaz la un preț pe care consumatorii acestei țări nu sunt în stare să-l plătească? Și mie mi se pare că nu vorbesc deloc despre asta, iar unii oficiali se laudă că se presupune că Republica Moldova astăzi a devenit mai independentă din punct de vedere energetic. Independența energetică nu poate fi măsurată doar prin faptul că există acces la resurse energetice. Trebuie măsurată și prin faptul că un cetățean obișnuit are capacitatea de a plăti pentru aceste resurse, dar nu vorbim despre asta. Vizita la Gazprom, în care Parlikov a mers fără rezultate și s-a întors tot fără niciun rezultat, a fost doar o formalitate? Eu cred că această întâlnire a fost foarte tardivă, dar ea trebuia să aibă loc. Cred că ministrul Parlikov cel mai probabil a plecat încolo nepregătit. Am în vedere că domnul Parlikov își permitea replici foarte agresive la adresa Gazprom, iar aceste replici cel mai probabil au provocat neîncrederea din partea celor de la Gazprom și în timpul unei întâlniri sau al unui contact, această barieră de neîncredere este foarte greu de depășit. Mai mult ca atât, dacă nu greșesc, țara noastră așa și nu are nicio propunere referitoare la datorie, iar problema datoriei este una foarte acută. Trebuie să recunoaștem că această datorie s-a format încă până la acest guvern, adică această datorie are o istorie mai lungă și foarte probabil că pentru domnii de la Gazprom acesta este un punct destul de dureros și vor să-l soluționeze. Așa că ai noștri vor fi nevoiți să găsească o soluție. Care ar putea fi consecințele politice ale acestei crize energetice pentru Maia Sandu și PAS? Există vreo probabilitate de alegeri parlamentare anticipate? Despre probabilitatea unor alegeri parlamentare anticipate este greu să vorbesc la acest moment, însă nu văd sensul, chiar și pentru partidul care este astăzi la guvernare în alegerile parlamentare anticipate, pentru că, din contra, îmi pare că pentru ei e mai convenabil ca alegerile să aibă loc mai târziu un pic, după ce va trece iarna și oamenii vor mai uita de scumpetea care vine peste ei pe timp de iarnă. Dar da, sunt absolut convins că această criză va crește nivelul mulțumirilor și neîncrederii alegătorilor față de partidul de guvernământ PAS și sunt sigur că ei vor fi taxați, dar nu sunt sigur că alegerile din legislativ vor avea loc înainte de termen. Astăzi, 80% din energia electrică consumată de malul drept al Republicii Moldova este produsă în regiunea transnistreană, pe bază de gaz rusesc, livrat pe malul stâng al Nistrului, tranzitând teritoriul Ucrainei. Cu toate acestea, potrivit lui Arcadie Vicul, în ajunul unei posibile întreruperi, la data de 31 decembrie acestui tranzit de către partea ucraineană, încă nu există un răspuns la întrebarea principală. Acest marșut останавливается в южном направлении по альтернативному коридору. Dacă acest traseu se oprește, iar furnizorul nu a rezervat capacități alternative pe coridorul din sud, aceasta înseamnă că gazul nu va mai ajunge în Transnistria. În acest caz, noi, în calitate de trader, dar și toți consumatorii, atât de pe malul drept, cât și de pe malul stâng, ne întrebăm care este planul? Care este planul autorităților, al Ministerului, al Moldova Gaz și al Energocom pentru a depăși această criză? Moldova Gaz, care plan Energocom pentru a преодолеть această criză? Specialistul este convins că în cazul unei astfel de scenariu negativ, tariful la energie electrică s-ar putea dubla chiar la începutul anului 2025. Auzim că, în cel mai rău caz, tariful la energie electrică va crește cu 50%, dar calculele elementare ne arată că, bazându-ne pe prețurile actuale la gaz, ar trebui să ne așteptăm la o dublare a tarifelor la energie electrică. Amintim că, în prezent, Republica Moldova achiziționează energie electrică de la centrala de la Cuciurgani, la
la un preț de 61 de euro pentru un megawatt-oră. Aproximativ 5% din volumul necesar de energie electrică îl cumpărăm din România, la un preț cuprins între 650 și 800 de euro. Începutul sezonului de încălzire în Republica Moldova a fost deja marcat de o creștere a tarifului la gaz. Conform deciziei ANRE, prețul s-a majorat de la 12 lei și 15 bani la 16 lei și 74 de bani. Un simplu calcul arată că pentru pensionarii care primesc o pensie cel puțin de 3.000 de lei, această creștere este o adevărată catastrofă. De exemplu, pentru încălzire, consumând 250 de metri cubi de gaz, aceștia vor trebui să plătească aproximativ 4.175 de lei. Iar dacă se va scumpi și energia electrică, aceasta va deveni o povară insuportabilă pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Într-o declarație publică pe rețelele sociale de Federația Sindicală din Educație și Știință, aceștia susțin că autoritățile nu au ținut cont de cerințele lor la întocmirea documentului, dar și nu au organizat consultări așa cum s-a produs în trecut. Frustrarea angajaților din învățământ nu se oprește aici, ei menționând că în acest an ar putea rămâne și fără stimulente financiare, amânate pentru 2025. Mai mult decât atât, membrii sindicali își exprimă nedumerirea față de faptul că în ultimele 3 luni nu a fost convocată ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, care, potrivit legislației, trebuie să organizeze discuții ori de câte ori este nevoie, dar mai rar de o dată pe lună. Iar acum se cere întrunirea structurii pentru a analiza proiectele bugetului de stat, ale asigurărilor sociale și ale fondurilor de asistență medicală. Importanța discuțiilor este menționată, având în vedere că, așa cum prevede legea, această comisie are rol consultativ în elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, ceea ce înseamnă că guvernul trebuie să ceară opinia partenerilor sociali în persoana sindicatelor și patronatelor atunci când întocmește cheltuielile sociale, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel, la insistența sindicatelor, miercuri a fost programată o întâlnire a acestora cu premierul Dorin Recean pentru a discuta, între alte, și problema ajustării valorii de referință la parametrii solicitați. De Canal 5, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainicciuc, a declarat că dacă vor avea loc sau nu proteste, va depinde de rezultatul negocierilor. Da, ne-am întâlnit, am discutat toate aspectele legate de bugetul de stat, bugetul de asigurări sociale de stat, de salariul minim pe țară. Noi urmează să lucrăm cu comisiile parlamentare, cu deputații, să-i convingem ca situația să fie schimbată, cât este posibil de schimbat. Și în dependență de ce vom obține, atunci Comitetul Confederal, organul de conducere, va hotărâi ce facem. Amintim că președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România s-a declarat șocat de nivelul scăzut al salariilor pe care le primesc profesorii din Moldova. Acesta afirmă că, pentru comparație, lea falsat de profesori de clasele primare este de 2.000 de euro. El a precizat că a ajuns să fie remunerat datorită vechimei muncă, a gradelor didactice, dar și după greva generală declanșată anul trecut în sistemul de învățământ din România, care a implicat 150.000 de profesori și încă 70.000 de cadre didactice și auxiliare. La noi însă un profesor începător primește circa 10.000 de lei brut, iar unul cu experiență până la 15.000 de lei. Recent, ministrul Educației și Cercetării a declarat că în anul acesta nu vor exista majorări de salarii pentru cadrele didactice, întrucât lefurile dascălilor au crescut de la 1 ianuarie 2024 și că următoarea majorare e planificată pentru anul viitor. Odată cu venirea iernii, mătușa Galina din satul Pistruieni, raionul Telenești, are mult de lucru. Cât e ziulica de mare și o bucată de noapte, nu-i stau mâinile. Ea croșetează hăinuțe din lână, încercând să facă față unei pensii de dizabilitate de doar 1.600 de lei, care nu este suficientă pentru a-i acoperi nevoile zilnice. Din cauza problemelor de sănătate pe care le are la săi 60 de ani, femeia nu poate lucra în domeniul său de specialitate ca brutar și a fost nevoită să-și găsească o sursă alternativă de venit. Chiar și așa, vânzările sunt puține, iar în acest sezon rece nu a reușit să strângă suficienți bani nici pentru lemne, fiind nevoită să împrumute de la vecini și cunoscuți. Eu ies la zero. Ața, un matoc de ață, de exemplu, e cam acolo mai nou, e sus. E ca asta, de exemplu. Asta e 50 de lei matocul. Dar mai mare?
80. Ia că pentru un copil de vârsta de 1 an de zile îmi trebuie 2 mătoși de 100 de grame. Asta e de 50 grame. 2 mătoși. E, dar eu mai am ață mai de înainte cumpărată și mă adaug. Și la mine tot e colorată, pentru că eu mai adaug un fier ca să fie mai groasă, să iasă lucru mai grosut, că aia este subțirele. Și îi îmbrăcat de două ori, s-o îi spăla de două ori, s-o început a întinde, dar dacă pui și altceva, ață nu se întinde. După ce a aflat că prețul pentru serviciile comunale se va majora, liniștea mătușii s-a spulberat, iar îngrijorările legate de plata facturilor au crescut. Aceasta își pune speranța în vânzările de hăinuțe croșetate, dar și așa, cu venitul insuficient, perspectiva scumpirilor o neliniștește tot mai mult. Dar la ce facturi vă așteptați anul acesta? Nu, că am înțeles că 520 de anul ăsta, nu 800 cum am trecut. Nu știu. Lumina arde zi și noapte, pentru că eu fără lumină nu pot să lucrez. Am o pereche de ochelare că acolo stau spânzurați, deși cu lupă și cu luminiță. Și câteodată, dacă m-am deprins cu lumina asta mare, cu așa nu pot împleti. Femeia vine la Chișinău o dată pe săptămână pentru a-și vinde marfa, deoarece în restul zilelor aceasta croșetează. Ar vrea să vină mai des, dar din cauza problemelor de sănătate nu poate sta mult la rece. Sunt sat, vine la orele 4, eu la 5 mă urc, la 7 jumate sunt oraș, aici în Chișinău, și stau până la orele 2, cu mai mult nu pot sta. Și merg acasă. Menționăm că prețurile pentru lemnele de foc au crescut cu 5-10% în acest an față de anul trecut. Încă un metru ster de lemn de esență tare ajunge acum și până la 1250 de lei. În plus, din 1 decembrie, moldovenii vor plăti un tarif la gaz mai mare cu 27%, iar mai mulți producători și prestatori de servicii deja au anunțat scumpiri în urma majorării tarifului la gaz. Stanislav are 33 de ani, este originar din Chișinău și încă de mic copil avea o vedere foarte slabă. La vârsta de 18 ani a suferit o intervenție chirurgicală nereușită, care i-a provocat paralizia părții stânge a corpului. De atunci, viața lui s-a împărțit între înainte și după. A urmat aproape 2 ani de reabilitare, perioadă în care s-a confruntat cu mai multe dificultăți, iar cea mai insuportabilă dintre acestea este discriminarea în societate. A luptat și nu încetează să lupte, așa că, în ciuda tuturor obstacolelor, Stanislav are curajul să meargă înainte. La început a fost un pic greu, că am făcut primii pași ca un copil mic. Am luat totul de la început, de pe o felă nouă. Și la început am început să ies în public, de multe ori. La început, parcă mi-a fric să ies în public. Am fost cazul când am fost și bruscat și împins, dar... De oameni. Da, dar prima m-am luat în mâini și am mers înainte. Am făcut studiile, după care m-am angajat în câmpul muncii să lucrez, că trebuie să ai venit, că cu alocația care va de la stat nu poți să trăiești. Stanislav a avut curiozitatea și ambiția să învețe, așa că a mers la universitate și, datorită perseverenței, dar și optimismului care nu-l părăsește, a absolvit Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale, iar mai apoi a apelat la o asociație pentru a-și căuta un loc de muncă. În prezent lucrează ca ușier la Centrul Sociopsihopedagogic. Este la acest job de 7 ani și, spune Stanislav, este recunoscător pentru oportunitatea de a câștiga un salariu, deoarece pensia de dizabilitate pe care o primește, de nici 2000 de lei, nu-i ajunge nici măcar pentru strictul necesar. Tânărul este necăjit și din cauza atitudinii autorităților față de persoanele cu dizabilități. Complex sunt mai indiferenție, că nu știu cum e să fie în pielea în așa piele. Nu înțeleg adevăratele dureri ale acestor oameni. Da, nevoile de zi cu zi. Dar este această sumă de dizabilitate una suficientă? Nu este suficient. Mamica mea este care m-a mai ajutat. Fratele care m-a îngașat și fost singură, nu. Cu banii ăștia nu poți face față.
Pentru ca persoanele cu dizabilități să-și găsească mai ușor un loc de muncă, acestea în mare parte apelează la asociații specializate, care adesea sunt avocații și apărătorii drepturilor persoanelor cu nevoi speciale, mai ales în contextul în care politicile statului și implicarea autorităților nu fac față problemei. Specialistul în relații publice al Asociației Motivație, Victoria Boțan, ne-a explicat că una dintre problemele cele mai grave este legată de stereotipurile care sunt profund înrădăcinate în societatea noastră și atitudinea discriminatorie față de aceste persoane cu dizabilități. Acestea se mai confruntă cu lipsa studiilor de specialitate, cu faptul că nu toți angajatorii au experiența și dexteritatea de a comunica cu persoane cu nevoi speciale. De asemenea, multe instituții sunt puțin adaptate sau nu sunt dotate deloc din perspectiva accesibilității pentru persoane în scaun rulant. Specialiștii Asociației Motivație au creat o hartă interactivă în care sunt incluse locații de interes public, pe care le-au evaluat din perspectiva accesibilității pentru persoanele cu nevoi speciale. Cu verde sunt marcate instituțiile bine dotate din acest punct de vedere, cu galben cele parțial amenajate, iar cu roșu sunt evidențiate instituțiile total inaccesibile pentru oamenii în scaun cu rotile. Iată așa arată. Vedeți? Practic este roșu. Dacă apropiem față de unul din obiecte, de exemplu, oriunde, puteți să vedem informația detaliată. Iată cum arată orașul nostru. Vedeți? Eu am clicat și aici mie mi-apare informația. Când a fost evaluat obiectul și foarte detaliat dacă este parcare, dacă are uși, care este liftul, spațiu în interior, deci foarte, foarte detaliată informația. Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova este de aproape 170.000, adică 6,7% din populație, dintre care 11,4.000 sunt copii sub 17 ani. Informațiile au fost prezentate cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată la 3 decembrie. Conform Casei Naționale de Asigurări Sociale, 55% dintre persoanele cu nevoi speciale au dizabilitate accentuată, 28% medie și peste 16% au probleme severe de sănătate. Majoritatea au vârsta între 30 și 45 de ani, iar bărbații reprezintă puțin peste 52%. Aproape jumătate sunt persoane cu dizabilități din copilărie. Politicianul liberal belgian Didier Ander, care până sâmbata trecută a fost comisar european pentru justiție, poziție din care superviza respectarea statului de drept în țările UE, a fost audiat de poliția din Belgia în legătură cu o anchetă privind presupuse fapte de spălare de bani săvârșite prin intermediul unor bilete de loterie, scrie Digi24. Totodată, oamenii legii au efectuat percheziții în două locuințe de ale sale. Potrivit presei belgiene, Ander a fost implicat în astfel de acțiuni prin intermediul loteriei naționale pe care a avut-o în subordine cât timp a fost ministru de finanțe în guvernul Belgiei până în 2011. Potrivit publicației Le Soir, ancheta în acest caz a început încă de anul trecut, în urma unei plângeri depuse de autoritățile belgiene care au depistat tranzacții suspecte pentru o sumă destul de mare la achiziționarea electronică de bilete de loterie. Comisia Europeană a refuzat miercuri să comenteze cazul. Nu ne vom pronunța asupra anchetei. Este ceva apărut în presă, dar noi nu avem mai multe informații, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Un alt purtător de cuvânt al Comisiei a spus la rândul său că executivul comunitar este pregătit să colaboreze cu autoritățile belgiene dacă acestea îl contactează. Deși mandatul său de comisar european a încetat, Didier Ander beneficiază în continuare de imunitate, adică poate fi investigat și interogat, dar nu poate fi arestat. Același purtător de cuvânt al Comisiei Europene a explicat faptul că această imunitate este guvernată de un protocol anexat la tratatul UE, ce reglementează privilegiile și imunitatea membrilor executivului comunitar. Pentru a fi ridicată imunitatea, este necesară o decizie a Colegiului Comisarilor, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei. Radio-televiziunea belgiană VRT a reamintit că nu este prima dată când Ander este cercetat pentru spălare de bani, un astfel de dosar fiind deschis de asemenea pe numele său în urmă cu 5 ani, dar în final a fost clasat din lipsă de probe. Probleme cu justiția au avut mai mulți oficiali din UE implicați în cazuri de
anticorupție. Anterior, Eva Caile a fost suspendată din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European după ce a fost prinsă în flagrant cu 600.000 de euro, bani cu titlu de mită, pentru a vorbi favorabil despre Qatar la Bruxelles. Eurodeputatul din Grecia a fost arestat și nu a putut beneficia de imunitate parlamentară, fiindcă ar fi fost prinsă în flagrant cu saci de bani în momentul descinderii. Iar în pandemie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al companiei Pfizer au fost acuzați de infracțiuni penale în legătură cu negocierile privind vaccinurile anticovid. Ursula von der Leyen a fost cercetată pentru imixtiune în funcțiile publice, distrugerea SMS-urilor, corupție și conflict de interese. Atunci, Comisia Europeană a refuzat să dezvăluie conținutul mesajelor text sau chiar să confirme existența lor.